Primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, a fost confirmată pozitiv la testarea pentru coronavirus. Aceasta este internată pe secția boli infecțioase a Spitalului Județean. De asemenea, și prefectul județului, Mircea Crețu, are COVID. Starea acestuia este stabilă, iar în prezent se tratează acasă. Atribuțiile lui Fodor au fost preluate de viceprimarul Corina Bocor, iar subprefectul Sebastian Șebu a preluat prerogativele lui Crețu. 4 unități de învățământ din municipiul Sibiu închid porțile începând de miercuri din cauza cazurilor de coronavirus. Este vorba despre Școala Gimnazială Regina Maria, Colegiul Național Octavian Goga, Școala Gimnazială numărul 4 și Școala Gimnazială Română-Finlandeză. Deși numărul claselor aflate în online nu a atins pragul de 50% necesar închiderii școlilor, presiunea pe cadrele didactice este foarte mare și din cauză că mulți profesori sunt la rândul lor infectați cu COVID, nu se poate realiza suplinirea la alte clase. Din acest motiv, unitățile de învățământ au cerut suspendarea orelor față în față. Baza de salvare Salvamont din Păltiniș a fost finalizată și este funcțională de la începutul lunii februarie. Salvamontiștii își vor putea desfășura activitatea în munții Cindrel cu eficiență sporită și în condiții mai bune. Baza construită cu aproape 3,5 milioane de lei este dotată cu paturi de consultație, defibrilator, lampă de examinare și targă necesare atunci când turiștii răniți vor avea nevoie de ajutor. În exteriorul clădirii a fost montat și un panou de cățărare pentru antrenamentul salvatorilor montani. De asemenea, în această clădire există dormitoare pentru salvamontiști, spațiu de prim ajutor, dar și un spațiu pentru instructaj.